Salutare! Dacă dorești să cumperi o husă de pe MobilFox, folosește codul MITRU pentru a avea 20% reducere la toate husele de pe site. Salutare fermierilor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. În acest videoclip continuăm seria noastră Ferma MTR. Așa că nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like și subscribe cu tocul poțel pentru a nu rata absolut niciun clip de pe acest canal. Bun, și să trecem noi la episod. După cum știți, în episodul anterior am spus că vom recolta morcovi. Așa că în acest videoclip asta o să și facem. Azi ne urcăm noi aici în tractor și să mergem talpă la teren, deoarece am și închiriat mașinăria, am dus-o acolo, este totul BN. Așa că trebuie să mergem, îi dăm acolo pe recoltare și aia este treaba. Stați așa puțin să văd pe unde trebuie să o luăm mai exact. Deci aici este pe terenul 47, este destul de mare, sincer. Este destul de mare, dar ce să facem? Trebuie să avem aici producție. Deoarece am pus și fabrica pentru supă, adică putem să facem supă din morcov, din păstrănac și ce mai e pe acolo, sfeclă mi se pare și mai multe, oricum mai multe chestii, dar noi ne vom baza mai mult pe morcov, deoarece asta ne interesează mai mult astăzi, așa că asta o să și facem. Ok, eu trebuie să mă duc în partea aceea, deoarece e puțin nasol pentru că această combină nu are bunker din păcate, adică nu are unde să stocheze toată treaba asta, așa că noi trebuie să mergem cu remorca și să stăm cu remorca lângă el. Așa că o să fie puțin bătaie de cap, să zic așa, pentru că trebuie să stăm mai mult și na, vă dați seama că o să fie mai dificil puțin. Și plus de asta încă o chestie, o să schimbăm UTB-ul 650 cu un 1010, dar o să vedeți mai îndată ce mod mai exact. Bun, haideți să punem noi aici cu acest mirific pilot automat, să zic așa. Haideți să vedem, să punem aici să îl activăm. Ok, așa, este totul bine, aici este făcut traseul. Am reușit să-l fac. Ok, și cam atât. O să-i dăm start job și haideți să ne urcăm noi în masă din nou și să vedem dacă merge toată situațiunea aceasta aici și așa. Haideți să vedem dacă merge, dacă descarcă și... Da, exact. Deci exact pe acest sistem este făcut. Bun, ok, așa. Deci noi așa trebuie să facem tot aici, tot terenul acesta, din păcate, adică... Na. Totul perfect, ia uitați aici. Și așa trebuie să facem noi aici tot din păcate. Stați așa că m-am dus prea lângă. Și cam asta este. Bun, fraților, după cum puteți observa, am revenit aici din nou pe clip, dar am făcut o mare schimbare aici. Am cumpărat acest roman DAC AB, după cum îl puteți observa aici, a făcut de către domnul Mihai, cel mai probabil, dacă sunteți de pe live-uri, știți cine este Mihai, și văd că merge foarte bine aici, se și asortează direct cu toată treaba asta aici a noastră, pentru că, sincer, cu tractorul este foarte greu. Este foarte greu să fac, să țin pasul aici, pentru că, na, cu remorca este mult mai dificil, vă dați seama. Având în vedere că remorca are și axă și face mai multe scheme, să zic așa. Plus că aici avem 20 de tone, tot așa avem, adică nu este mare diferență, sincer să vă spun. Acolo avem 19 și aici avem 20, adică e o diferență foarte, foarte mică între ele. Și așa trebuie să fac eu absolut tot terenul aici. Din păcate mai pierd uneori pasul, adică na. Se mai pierde pasul, pentru că sincer nu ai cum să ții constant treaba asta. Merge cu pilotul automat, dar nu are rost, sincer, pentru că e mai multe complici, pentru că, na, uitați, mai trebuie să dai în spate uneori și tot așa fac, din 3-4 mișcări ca să mă pot întoarce cum trebuie. Altă variantă, sincer să vă spun, chiar nu am altă variantă, așa că trebuie să facem așa. Tractorul este acolo, îl puteți vedea, dar nu, sincer, cu tractorul este super, mega, ultra greu să faci aici. Da, probabil dacă aveam o remorcă cu o singură axă, cel mai probabil era bine. Atunci chiar mergea treaba, dar na, acum lasă, sincer, mai bine că am închiriat acest camion și cam asta este. Și acel UTB 1010 tot
de către Mihai este făcut, dar acela este făcut destul de recent, chiar astăzi l-a terminat, mi se pare. Cum am și vorbit, am intrat acolo pe Discord frumos, toate cele și na. O să vi-l prezint, pentru că oricum o să luăm în locul UTB-ului 650, pentru că sincer este mult mai ușor să-l schimbăm pe acela decât să mai cumpărăm 100 de tractoare. Pentru că na, momentan nu avem nevoie, dar pe viitor cel mai probabil vom avea nevoie și na, atunci na, o să fie altă mâncare de pește, plus că urmează să ne cumpărăm și niște utilaje mai mari, mai frumoase, mai elegante. Probabil acest camion o să-l și cumpăr când o să avem mai mulți bani, pentru că sincer costă ceva, undeva la 55.000, deci are un preț destul de măricel. Stați așa că iar am pierdut pasul. Deja avem 14 tone și totul este bine. Aici este puțin mai greu, pentru că terenul are foarte multe curbe din acestea pe laterala aceasta. Și na, este puțin mai greuț să facem toată schemuța asta aici. Deși eu mă chinui să țin pasul aici. Deja avem, mamă, 17 tone, bă, este bine. Și da, nu o să vindem tot ce avem aici. O să ducem acasă, o să ducem acolo la fabrică și să facem acolo cât mai multă productivitate. Că vă dați seama că o să se facă, sincer vă spun, chiar o să se facă ca lumea, zic eu, productivitate. Pentru că prețul la supa de morcov e undeva la 3-4 mii, cel mai bun preț pe care îl are. Deci cel mai bun preț cam ăsta este. Această herghelie de mașinărie a costat undeva la 30 ceva de mii închirierea. Adică a costat cam mult, sincer să vă spun, foarte mult a costat chiar. Dar, na, ce să facem? Trebuie să mai facem și sacrificii de genul aici în fermă, pentru a face mai mult progres, nu? Să nu staționăm așa pe loc. Am mai găsit eu un teren, înainte să încep filmarea aceasta, am mai găsit un teren. Era puțin mai mic, dar era drept. Și sincer, era mult mai bine așa cu el drept, dar nu am putut pune courseplay-ul și am zis că n-are rost, mai bine caut altul și cam asta este. Iar am pierdut aici ritmul. Dar oricum mai avem foarte, foarte puțin și este full, gata. Este full de tot. Bun, și acum o să mergem noi spre casă să ducem tot ce avem aici. Cel mai probabil tractorul o să-l las la urmă, pentru că nu avem foarte multe tone acolo. Undeva la 6 tone, să zic, dacă am acolo maxim în acea remorcă, așa că mai bine o lăsăm așa și ducem la final acea remorcă. Sincer, îmi place foarte mult modul acesta, este superb, sincer să vă zic. Este superb și mai am o întrebare la voi. Ați dori să facem pe viitor mod showcase, adică să prezentăm modul și chestii de genul, nu neapărat de farming, adică nu o să fie doar și doar de farming, vă dați seama, o să fie de mai multe jocuri, adică putem, nu știu, Assetto Corsa, putem să încercăm Euro Truck, mod showcase, adică înțelegeți voi, mai multe jocuri și na. Așa mai găsiți și voi un mod pe la mine, mai una alta și cel mai probabil o să fie toate puse pe Discord dacă o să facem treaba asta. Toate să fie puse pe Discord. Apropo, nu uitați de linkul din descriere de Discord, să intrați acolo pentru că ne ajută foarte, foarte mult. La 400 de membri cel mai probabil nu e neapărat 100%. Dar probabil să vină acolo, cel mai probabil să vină un mic giveaway cu o sapă ceva. O să vorbesc eu cu domnul Mihai și o să vedem acolo, fraților, ce este treaba. Apropo, o să las link și de la canalul lui, acolo jos în descriere, să-i dați acolo și lui un mic subscribe și na, să facem și lui o mică promovare, dacă tot suntem la acest subiect și na. Sper să vă placă acest clip, nu uitați să apăsați acolo pe like dacă vă place, să fie totul bine. O să vă arăt îndată și 1010-le, sincer, abia aștept să-l vedeți. Doar că cel mai probabil o să fac eu aici, o să termin tot și
mai apoi o să-l cumpărăm. Oricum nu o să filmăm tot procesul, nu o să ținem filmarea pe tot procesul acesta, pentru că durează, sincer, durează cam mult și, na, nu este chiar indicat să ținem clipul, să-l facem de o oră, să zic așa. Ok, totul bine, aici am venit, am descărcat frumos și este tank. Ia uitați-l aici, cum se descarcă el. Ok, și haideți să vedem aici la fabrică. Să ne uităm aici la fabrică, să vedem ce și cum. Cum o pornim, cum... ia uitați, aici, carrot soup. Perfect. Și deja avem 20 de tone din 450 de tone. Ok, și noi o să mergem înapoi și să ne continuăm acolo trebușca, să terminăm odată, că este jale, abia m-am apucat și sincer, mi se pare că durează cam mult acest proces. Dar asta este, ce să facem. Cel mai probabil în următorul videoclip o să vindem baloți, o să vindem de la fabrică și o să și recoltăm aici cel mai probabil. Așa că avem destul de multă treabă aici pe această serie. Stați fără grijă că există treabă, aveți la ce să vă uitați, pentru că o să încep să postez zilnic. Farming, Eurotrack, cel mai probabil, și diferite jocuri. Am mai văzut acolo pe TikTok, am pus acolo un mix story pe TikTok și a strâns undeva la 50-60 de comentarii cu diferite jocuri acolo pe TikTok și am zis că de ce nu, ar trebui să le integrăm puțin aici pe și pe YouTube și pe live-urile de pe TikTok. Și apropo, dacă mă cunoașteți de aici și ați venit de pe YouTube și sunteți, mă cunoașteți de aici, nu uitați că avem și TikTok acolo, șa, Mitruș, sau linkul îl aveți jos în descriere. Îl aveți acolo și intrați pe el. Și apropo, încă o chestie nouă, ce s-a mai întâmplat între timp de când n-am mai filmat. Am obținut și noi un cod de reducere pe MobileFox de 20%. Așa că dacă plănuiți pe viitor să vă cumpărați sau, nu știu, plănuiți să faceți un cadou cuiva o husă, nu uitați să folosiți codul MITRU pentru a avea 20% reducere la toate husele de pe site și nu cred că doar la huse, cred că aveți și la anumite produse, încărcătoare, chestii 300 ce mai sunt pe acolo. Așa că pe viitor nu uitați de codul MITRU pentru reducere 20%. Așa că aveți link acolo în descriere și o să punem acolo primul link, dacă doriți să vă achiziționați o husă pe viitor. Bun, și să trecem noi la oile noastre. Haideți să vedem. Acum au ajuns morcovii, n-am știut de ce nu curge. Ok, abia acum au ajuns. Și sincer, este foarte bine cu acest cosplay că te așteaptă. Adică dai pe automat, te așteaptă până te duci tu acasă, până vii cu remorca sau vinzi mai multe chestii. Ia stați așa să nu-l blocăm. Stați că m-am oprit eu acum pe loc. Și cam ăsta este tot procesul. Nu o să-l filmez pe tot, așa că o să ne revedem noi când o să-l terminăm. Pam, pam. Bun, fraților, am terminat aici și tot terenul acela de recoltat. Am scos aici, asta să vă și arăt cât am scos, undeva la 100 de tone. Eu zic că este foarte, foarte bine acolo cu 100 de tone. O să scoatem destul de multă productivitate și o să fie totul bine. Ia uitați cum a ajuns acest roman dac. Uitați-l, tot regos. Haideți să luăm aici 6 și îl spălăm o lecușă, dacă tot, și să vă arăt 1010-le. Și o să îl schimbăm chiar acum. Ne uităm, o să vi-l prezint, o să îl arăt și acolo în shop, anumite chestii ce mai are pe acolo depus pe el. Bun, l-am spălat și cam atât. Haideți să-l și oprim. Așa, perfect, și să vedem acum la UTB-ul nostru. Avem aici în secțiunea lui domnul Mihai, ia uitați-l aici, ia uitați, aici avem 3 configurații. Avem cu cabină, avem fără cabină și avem cel de forestry, ce vine direct cu sapă pus aici în spate și cu 2 trolii, după cum puteți observa. Deci este chiar forță și avem încărcător frontal, frumos, elegant, special, făcut pentru el și în culoarea lui. Dar noi îl vom lua pe acesta, ia uitați. Putem să luăm cu 110 căluți, cu 200 de căluți și cred că cam atât sunt variantele astea. Mai există o variantă Turbo Plus la cel de forestry. Bun, și cu greutăți pe roți, ia uitați. Și să știți că și îngreunează. Așa, fără greutăți, are 8700.
Așa, 13,2 tone, adică chiar îl îngreunează. O să luăm noi și cu încărcător frontal și cam acesta este, 12.669, l-am cumpărat direct și noi o să vindem acum celălalt UTB, pe acesta mai exact, pentru că nu mai avem nevoie de el. Haideți să vedem aici, să ne ducem aici așa și să îl vedem. Ia uitați-l aici, cum este acest tractor mirific și mirobolant. Probabil o să vină și mod showcase cu el dacă doriți. Sincer, ar merge super, super bine. Această remorcă încă nu am descărcat-o, că abia ce am terminat și am zis să și începem direct. Haideți să vă arăt așa puțin și cum se mișcă tractorul. Totul să fie totul bine. Ia uitați-l aici. Chiar arată bine, faruri are iar ca lumea. Ia uitați așa. Dați să vedem, să vă arăt puțin așa, să dăm așa, să le aprindem pe toate. Deci este top, ce să mai. Avem și Simple IC, dar o să vedem în următorul clip toate aceste lucruri, pentru că acest videoclip este destul de lung și să îl lăsăm noi aici și ne vom auzi data viitoare la următorul clip. Așa că, nu uitați, dacă v-a plăcut acest videoclip, să apăsați acolo pe butonul de like, subscribe cu tot clopoțel și un share să vadă toți prietenii voștri. Așa că eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare și noi ne vom auzi la următorul videoclip. Cu voi a fost fratele vostru Mitruș, pa, pa!